forța crudă din noroc. Scoate totul din acest joc, însă cred că datorită prestației echipei noastre nu au nicio șansă. Nu știu dacă au tras un șut pe poartă, mă rog, e mai puțin important. Eu cred că a fost un joc, mai ales în partea a doua, destul de plăcut, destul de frumos, cu multe situații de poartă. Mă bucur că am reușit în sfârșit să câștigăm pe teren propriu.
Le mulțumesc suporterilor pentru sprijinul acordat echipei și pentru modul în care și-au încurajat favoriți. Sperăm ca să ținem în continuare la fel acest drum. Felicit întreaga echipă. Nu pot să nu remarc spiritul care a rămas de la Mijlocul Sportului și de la Mijlocul de la Giurgiu. Am avut și nereușite, dar asta e altă discuție, în prima parte în special. Însă eu cred că câștigătoarea nu s-a pus în niciun moment sub semnul îndoielii, cu toate că am avut emoții așa pentru acest joc, vă spun sincer. Am avut puține emoții datorită faptului că credeam că echipa care prahoveană va fi mult mai ambițioasă, mult mai... Dar, mă rog, asta a fost. Încă o dată, fericit jucătorii. Vă doresc dumneavoastră, suporterilor și tuturor brașovenilor, sărbători fericite și să ne vedem fericiți și mulțumiți la fiecare joc. A fost o zi, da. Nu poate să... Dacă ar înscrie la fiecare meci, ar fi prea mare pentru noi. Asta este. Deci, important e că am marcat doi jucători de la care eu aștept foarte mult și că ne-am creat multe ocazii. Va veni vremea când le vom și înscrie, nu pe toate, că e imposibil. Dar oricum, de la multe situații, sunt foarte multe, mai clare ca situația de la Giurgiu, dar asta e, are 20 de ani, trebuie să avem răbdare și cu el și cu alții. Am sperat mai mult de la jucătorii care au intrat, ați văzut că și astăzi am avut o surpriză cel puțin, probabil, pentru voi. Și așteptam mai mult, dar, mă rog, asta e bine că s-a terminat cu bine. S-a întâmplat cu o treia mea și asta a fost. E foarte bine pentru el. Probabil că începutul de campionat l-a motivat în plus și... Aveți o presiune din partea suportului? Păi eu nu mai știu acum care sunt. Aia din spate, aia de la peluză... Nu, dar s-au împărțit în două, cei care erau neuzi și cei care erau care vă contestau. Păi, eu le-am mulțumit pentru faptul că și-au încurajat echipa, cu toate că... Bine, din spate s-au împărțit. A, din spatele nostru. Eu mă uit în dreapta și văd acolo unde sunt steagurile și acolo... Mie mi se pare că ea sunt, nu știu, foarte bine, nu are nicio importanță. Deci nu are importanță, nu, eu nu simt nicio presiune. Sigur că nu-mi convine, dar asta e important, e să susțină echipa și...